zile de la mine să mai fii orice cu tine, că tine s-a disperare și tu-mi faci zilele amare. Domnule, bine că veni, că te credeam că nu mai vin. Dar de ce? Te-a căutat doinci. Cine? Pe urmă era Crăcănel, celălalt nu știu cum e. Aoleu, Crăcănel. Și Icoana Mița. Ce e cu Mița? Icoana Mița aici, te așteaptă. Mița aici? Păi mi-ai spus că nu sunt acasă și că vin târziu. Care zice că are un bilet de abonament să îl schimbam sau să te întrebe ceva sau mă rog, n-am să întâmplă. Care vrea să zic că Mița e aici? N-ai. Nu mă mai iubesc. Ei, na, de unde ți-a mai venit și asta în cap? Pentru ce n-ai venit alaltăieri seara când ți-am scris? I-am pus la volată. Minți! Ei! Ai primit scrisoarea mea? De? Am primit scrisoarea. Arată-mi scrisoarea. Pe semne că la am pierdut-o. Ai pierdut-o. Spuneți-ne, sunteți în stare să recunoașteți pe cineva precis și clar? Protestezi? Niciun semn nu indică că acuzatul Huc este în deplinătatea facultăților lui mintale. Totul nu e decât o auzire a apărării, o bani maniacă după senzațional, după influențarea publicului. Italia! M-a trimis Fanfani. Mi-a spus să vă spun așa. Spune patronei că Gagica are datorii. Care e Gagica? La ragazzina asta nouă. Fanfani ținea ca să știți că aia mică are datorii la Milano. Iar la Milano a venit pentru că noi am ajutat-o. Vreau să fiu cu tine. Cum așa dintr-o dată? Care dintr-o dată? Te știu de o viață. De la ședința cu părinții. E a patra noapte când vin la gară. Cred că mi se clatină un dinte. Dacă trag de el, care? Taci-l groabă, cu șaua mâncate de mări și cu scările desperecheate, lovite de tine, apes, suferind de călcinare, speită de dalac, mâncate de rie, cu copitele corsite, cu gâtul strâmb, cu șoldurile cavaie de capul lor, de-abia se mai ține de picioare. Uite așa. În gura are o zăboală de jumătate mestecată. Iar ziul, de când o fi tot răgând de el ca să nu se potingească, l-o fi tot în drum, s-a rupt în nenumărate locuri și a fost cusut cu sfoară peste tot și mai are și un capastru putre. Iar la spate o șade cu coare din catifea cu două litre inițiale bătute în cuie și prinsă din loc în loc cu un culmei de trei. Jos pana! Dacă tânărul cumva ți-a adus vreo ofensă, o iau asupra-mi. Iar dacă nu l-ai ofensat,